Statul va revizui criteriile prin care oamenii vor primi ajutoare sociale, asigură Igor Dodon, care spune că a fost creată un soi de inechitate în privința acestui lucru. Declarațiile au fost făcute după ședința săptămânală comună a președintelui statului, speakerului parlamentului și premierului. Cunoașteți că anterior erau televizor și așa mai departe în criteriile pentru a obține ajutorul social. Adică dacă ai televizor, nu primești ajutor. Am hotărât să revedem aceste criterii suplimentar, astfel excludem din aceste criterii antena parabolică, cuptorul microunde și altele. Pentru că vă imaginați, dacă copiii lucrau sau activează undeva în afară țări sau în țară și au dat părinților microvalnovcă, cum spun noi moldoveni, vineau ăștia de la ajutorul social, se uitau, ai microvalnovcă, ajutor social nu primești. Dodon spune însă că cei apți de muncă nu vor intra în aceste categorii. Pe lângă asta, spune șeful statului, toate pensiile ar urma să fie indexate de două ori pe an, în aprilie și în octombrie. Asta, deși Parlamentul a aprobat în lectură finală această măsură doar pentru pensiile sub minimum de existență, adică cele mai mici de 1726 de lei. Am decis ca să vină guvernul cu inițiativă urgent, ca indexarea de la 1 octombrie să fie posibilă pentru toți pensionarii, indiferent de venitul de care dispun. Totodată, potrivit lui Dodon, ajutoarele sociale de 700 de lei acordate cu ocazia diverselor sărbători vor fi stabilite prin lege. Așa cum anunța și săptămâna trecută, președintele spune că proiectul de lege cu privire la datoria de stat cauzată de furtul miliardului este aproape gata, iar cetățenii vor plăti mai puțin cu 6 miliarde de lei. Primul proiect care va fi aprobat săptămâna curentă, despre care am vorbit și anterior, este vorba despre micșorarea poverii pentru cetățeni în legătură cu așa numită legea miliardului. Cunoașteți că înainte de anul nou eu am ieșit cu inițiativa prezidențială pentru a găsi o modalitate prin care sumele bănești care au fost puse pe spatele cetățenilor în urma furtului miliardului să le excludem total sau să le reducem. La această etapă am găsit mecanismele necesare pentru a reduce această povară cu circa 5-6 miliarde de lei, adică cu 25-30%. Amintim, în luna decembrie anului trecut, fracțiunea Partidului Platformei Demnitate și Adevăr a propus instituirea unui moratoriu asupra legii miliardului furat prin faptul că banii fraudați au fost transformați în datorie de stat. Deputații PPD au propus ca moratoriul să funcționeze până la epuizarea tuturor mijloacelor de investigare și recuperare a banilor.